Să trăiți. Să înflăriți. E un plan malefic, nu? Nu, un pic. E un plan malefic. Vreau să vedem cât este detent... Pe cine e boală? Zic, cine e atent? Cine? Ștefan și Horia. Și cine ți-ai dori să nu se prindă? Păi mi-aș dori foarte mult să se prindă din start, cum face primul pas în scenă, să fie clar că nu sunt eu. Al doilea pas, minus un punct. Al treilea pas, minus un punct. Tot așa. Dacă ajunge la masă, okay. Dacă ajunge la masă, minus 100. Dacă reușești să stea pe scaun, pentru fiecare secundă, păi încă o zi de supărare maximă pe acești doi iubiți colegi. Naram pam para ba ba bam pam 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 pam. A cheamă-l și pe Carla, hai să începem. Aș vrea să punem. Reușesc ce să ajunge să se așeze la masă sau nu? Nu, asta e simplu. Ca să bea din paharul lui Bănică. Nu, eu zic că se poate ajunge la cântat. Com Zurich. Mergi până la masă, tu mergi exact după ea, te așezi acolo unde stau eu, ia o la telefon și o să răci ceva. Și acolo îl ții la discuție. Dar n-are mersul tău, boss, niciodată, niciodată în acest univers. Dacă tu crezi că eu pic, dacă tu crezi că eu pic în capcana ta, e ca și când eu nu-mi cunosc colegul. De-aia am spus clar că vezi că nu o să... Hai, Ștefan care nu e atent, că Ștefan nu se uită. Da, Horia, e geană pe tine, ce ai? Tinere, eu știu pe ăsta după miros. Hai să facem în felul următor, da? Yeah. În mod absolut cinstit. Da. Să ridice mâna cine și-a dat seama. E hai, e hai. Deci, concluzia care este? Sunt oamenii ăștia atenți la tine? Adică, aici, da. Ce ți-am zis, mă? N-ai... Încercarea vină n-are. Lasă că o să găsim noi pe cineva. Sergio, presupun. Da, tot Sergio.